Bună ziua din nou. Băi, puțin, puțin de tot m-am calmat acum. M-am calmat pentru că eu am găsit cam toate armele pe care le-am căutat și pe care intenționam să le cumpăr. Bă, le-am găsit. Le-am găsit. Este foarte greu, foarte, foarte greu să procuri arme. Dar uite că eu le-am găsit. Ăsta. Și cu ăsta. Și ficatul ăsta amestecat cu organe sunt cele mai grave arme pe care am putut să le cumpăr. Sunt arme biologice. Acum eu urmează să rup țipla de pe ele și să le pun undeva pe geam sau afară în curte, să le pun la soare. Nici nu vă puteți închipui ce fel de armă poate să fie în momentul în care încep să se împută aceste chestii. Bă, când se împut, arma biologică este mic copil. Deci am trei arme biologice, trei tipuri de arme biologice, pentru că eu gloanțe am foarte multe aici. Este foarte greu. Cum spuneam, este foarte greu să găsești pește în cazul ăsta. Nu ficat de pasăre sau de vită sau de care vrei. Este foarte greu să găsești de ăsta de râu, adică de apă dulce. Ca tu să poți să-l pui să se împute și să îmbolnăvești tot cartierul. Pentru că aici peștele oceanic este de bază. Peștele oceanic se împute foarte greu pentru că el are sare, este plin de sare fiind din ocean. Ăsta de râu, din Mekong, din dracu de unde provine, este cel mai bun pentru a-l folosi ca o armă biologică. Repet, îl scot la soare, se împute și am terminat cu cartierul ăsta. Odată i-am omorât pe toți. O altă armă pe care am cumpărat-o. Ia uitați voi aici. Asta este armă. Uite-o cât e de lungă, nici nu-mi încape în cadru. Asta este o armă cu care îmi voi omorâ dușmanii pe care vreau să-i mănânc. Și anume, Sepia, Caracatița. Sunt principalii mei dușmani pe care vreau să-i omor și să-i mănânc. Cu asta o să-i termin. Am niște lumini stroboscopice cumpărate anterior. Nu cred că le-am cumpărat pentru astfel de vânătoare, dar le am în casă și o să folosesc luminile alea stroboscopice cu care o să zăpăcesc ca la Revoluție, o să zăpăcesc pe toată lumea de cap, pentru că la Revoluție zăpăceala au fost zgomote făcute cu difuzoare privind sunete de mitraliere, de arme, de nu știu ce, și luminile stroboscopice. Asta a zăpăcit România. I-au băgat în scări de bloc, i-au băgat în case, cei care au înțeles cât de cât că nu sunt dăunătoare și nu are cum să-ți facă rău acea lumină stroboscopică, a stat în stradă și atunci lunetistul, pac. Deci vă spuneam, arma biologică, împuțătania, pe care eu o să o pun pe geam sau o să pun la soare, să se împută în halul în care va deveni o armă biologică, și alte chestii, tot ca și arme socotite, uitați, cu aceste arme, cu aceste gloanțe. Aceste gloanțe sunt mai puternice decât gloanțele de la pistolul meu pe care îl dețin în mod legal în România. Este un Colt 911. Nu mai spun nimic. Aceste gloanțe sunt mult mai puternice pentru că ucid
mult mai mult indivizi decât ar ucide acel pistol al meu care stă într-un dulap. Plumbi, mă, plumbi. Uite, plumbi. Plumbii ăștia. Vă știți ce înseamnă plumbi? Pintea, viteazul. A fost ucis cu un astfel de plumb. Cârlige. Ca să-i atrag în capcană pe dușman. Uite. De-astea mari, așa. Mari. Funcție de cât de tare se împute, la astea mari o să folosesc ficat, mă. Când se împute foarte, foarte urât ficatul, o să bag în cârlig. Uite, cârlige mai mici. Am cumpărat o adevărată cutie. Pentru că eu, o adevărată cutie, o cutie plină. Pentru că eu am înțeles că dușmanul îți cam fură. Pleacă cu cârligul și cu momeala. La pachet mi-o dat chestia asta. Nu, asta este pentru balta de la zona Bucureștiului, zi. Balta de la Cernica, balta de nu știu unde, ăsta este zero. Mi-l-o dat bonus. Dacă vreți, vi-l fac cadou. Dacă nu, o să-l pun momeală cumva undeva într-o parte și o să-l folosesc, cred că îl ung cu untură și în momentul când l-am uns cu untură, dacă vine dușmanul, o să fie atras și asta este. Aici. Uite aici, mie. Uite aici, pac, 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 pac. Ei, asta e capcana cea mai mare. Dacă le ung cu miros de împuțătură din asta biologică, dacă le ung pe astea și mai sunt și colorate și le mai și trag așa cu viteză către mine, vine dușmanul, mușcă și am scăpat de el. Direct în tigaie l-am pus. Asta vă mai arăt. Am ales-o cu cea mai mică. Nu vă mai arăt. Vă arăt? De ce să nu vă arăt? Am ales-o pe cea mai mică ca să nu mă vadă ăștia când mă duc eu aici pe malul mării. Malul mării este de la mine din fața casei, din spatele casei, de fapt. Cât să am eu 300 de metri. Să nu mă vadă nimeni că eu mă duc cu astfel de arme. Cu astfel de arme. Și am intenții oneroase, am intenții criminale. Mă voi duce numai noaptea. Pentru că ziua, dacă mă duc, mă bate soarele în cap aici. Aici și așa, să zicem, mă bate soarele. Și atunci dușmanul are mare bucurie că m-a învins. Nu, mă voi duce noaptea sau foarte, foarte de dimineață. Fraților, vă salut din nou cu același salut, năzua.